Trebuie să vorbim despre move, domnule. Mă face să arăt ca un gogoșar. Bună și ne-am găsit la nou de Clorane pe canal. Astăzi vorbim despre lucruri move, pentru că și eu sunt o movă, după cum se poate observa. Ultima oară când am abordat subiectul ăsta legat de culoarea mov a fost acum 8 luni sau ceva de genul ăsta și am zis stop, pauză, trebuie să vorbesc iar pentru că lucrurile mov vin în viața mea așa din ce în ce mai mult, nu știu, le atrag, nu știu, toată lumea știe că îmi place movul din cauza asta. Pe lângă faptul că oricum îmi cumpăr eu foarte multe chestii mov, mai și primesc foarte multe chestii mov, este mai soft spot, să zic așa, deci punctul meu sensibil, mov, roz, ambele îmi plac, dar nu știu, cred că movul a detronat un pic rozul, deși nu, stați liniștite, liniștiți, nu renunț la roz, încă îmi place foarte mult, dar movul e așa, my thing, să zic. Este chestia mea și sunt recunoscută și e, cum să zic eu, mi-ați trimis de foarte multe ori mesaje pe Instagram în special în care îmi spuneați, uite, am văzut chestia asta și m-am gândit la tine pentru că era în culoarea mov. Și lucrul ăsta, nu știu, e așa, destul de important pentru mine, probabil că pentru multe dintre voi sau mulți dintre voi poate să pară ceva banal, dar să fii cumva recunoscută în cazul meu după o culoare, înseamnă că am reușit cumva să, cum să zic eu, să o duc la un alt nivel. Și ca să vorbesc un pic ca la facultate, movul a ajuns să facă parte din cultura mea organizațională pentru că e peste tot și este ceea ce, nu știu, face parte din mine, practic. Trecând peste asta, am mai găsit 15 mov despre care să vă vorbesc și hai să mă mergem și să treia treabă pentru că trebuie să vorbim despre mov, domnule. Și primul lucru despre care vreau să vorbesc este telefonul meu. În momentul de față voi îl vedeți destul de alb, dar vă promit, nu știu, haideți să închidem un pic din lumină, că el nu este chiar atât de alb precum îl vedeți voi, ci este mov. Da, așa aș fi eu fără lumină, doamne, cine a inventat lumina asta, să-i dea Dumnezeu sănătate că e grav fără. Telefonul meu este un iPhone 14 și ce a fost interesant la el a fost faptul că nu eu mi l-am ales, dar cu siguranță că și dacă aș fi fost pusă să aleg, aș fi ales aceeași carcasă, să zic așa. Tatăl meu a ales pentru că și el știe că îmi place mov, adică i-am terorizat, adică nu știu, dacă aș putea să fac toată casa mov, să aduc numai chestii mov, ar fi perfect, dar până și el știe pasiunea mea pentru această culoare și a ales telefonul în această culoare, voiam să vă fac și un mic update în legătură cu el, pentru că știu că mi-ați mai cerut de-a lungul timpului, să știți că m-am obișnuit foarte mult cu telefonul, îmi place foarte mult, acum înțeleg de unde frenezia cu acest telefon. Peste tot când merg la evenimente sau, nu știu, zile de naștere, întâlniri cu prieteni, familia, sunt rugată să fac poze cu telefonul meu pentru că face niște poze superbe. Deci dacă vă luați un iPhone, cu siguranță o să aveți niște poze foarte, foarte frumoase pentru că se vede o diferență de calitate, vă zic, e ceva wow, e ca și cum mai face poze cu camera, mai ales dacă te folosești de funcția aia, nu știu cum îi spune, stați că vă zic acum, portret. Multe dintre pozele pe care eu le-am postat pe Instagram sunt făcute cu acea funcție. De asemenea și pe partea de video, să știți că stă foarte bine. Țin minte că anul trecut, în zilnic decembrie, am uitat să-mi iau camera când m-am dus să filmez luminițele pe faleză și am avut doar telefonul și am filmat cu ele și au ieșit super mega bine cadrele. Sunt foarte mulțumită.
Dacă sunteți mai mult pe partea de social media, vă recomand iPhone-ul. Știu că are un preț mai scumpicel, dar cred că este o investiție, mai ales, v-am zis, pentru cei care nu neapărat că lucrează în social media, dar poate vor să lucreze sau poate vor să, cum să zic eu, să facă ceva în sensul ăsta, să fie creator de conținut. La asta mă refer, pentru că vă zic sincer că în momentul de față, mai ales dacă, nu știu, ați vrea să vă apucați de vlogging, puteți să o faceți și cu un telefon genul ăsta, și să nu aveți nevoie neapărat de cameră, pentru că în continuare primesc mesaje de la oameni, repet, pe Instagram, în care mi se spune că persoana respectivă ar vrea să se apuce de YouTube, doar că nu au o cameră. Dacă aveți un telefon bun, nu mai aveți neapărat nevoie de o cameră, dar depinde acum și ce tip de clipuri vreți să filmați, pentru că pentru vloguri, da, eu zic că merge un telefon, dar dacă vreți clipuri astea mai clipuri statice în care să arătați produse și vreți să se vadă în spate totul blurat cum se vede la mine, atunci da, aveți nevoie și de o cameră. Dar trecând peste asta, am telefonul cu o carcasă MOV. Se vede carcasa MOV? Nu se vede carcasa MOV pentru că o acopăr cu huse. Momentan o am pe asta, nu are ea MOV în ea. Este de pe Shein, era să zic Vinted. Dar găsiți o mulțime de carcase, poate și carcase, huse, chiar și transparente să se vadă MOV-ul. Eu am una asta să vi arăt. Este vorba despre aceasta pe care am primit-o de la draga mea Flori, pe care o pup, știu că se uită, este cu sclipici și se vede MOV-ul prin ea, deci da, sunt foarte, foarte fericită de asta. Trecem la următorul produs. Am primit recent de la draga mea Alina, pe care o pup, această ojă și, deci, de fapt, acest duo. Să vă arăt mai de aproape. Uitați-vă și voi. Nu, n-ai cum să arăți așa de drăguț. Și practic sunt două oje. Ea mi-a zis că le-a cumpărat de pe Shein. Cred că și-a cumpărat și ea. Nu știu dacă și-a cumpărat ea, că are cu gel. Nu? Sau? În fine. Nu contează. Ideea este că vine cu o ojă și cu un sclipici. Sclipiciul este în formă de inimioare. Deci n-ai cum așa ceva. Ia uitați voi. Cât de drăguțe sunt. Chiar cred că o să-mi fac unghiile cu ele. Și ceea ce am apreciat foarte mult la oja asta, MOV, este cât de, cum să zic eu, densă este și cât de intensă. La modul că ai dat un strat și ăla e. Eu n-am pățit chestia asta cu o ojă atât de ieftină, că bănuiesc că fiind de pe Shein, n-a fost foarte scumpă, dar vă mai arăt încă o dată nuanța, așa arată. Nu știu să vă zic nuanță sau nume, dar o să o întreb pe Alina și vă las în cutia cu descrieri cum să o căutați pe Shein ca să vă luați și voi. Eu zic că de pe Shein a luat-o, parcă așa țin minte. Și acum că stau să mă uit, ăsta oare este un sticker pus de ea sau așa a venit? O să o întreb, pentru că acum sunt chiar foarte curioasă. Știu că ea este cu sticker-ele din cauza asta, zic, dar vreau să vă spun că eu am rămas plăcut impresionată de cât de pigmentată e și ai dat un singur strat și aia e foarte intensă și sclipiciul ăsta în formă de inimioare foarte, foarte drăguț, așa să spui pe inelar, arată foarte, foarte bine. Așa am avut eu unghiile când am fost la teatru ultima oară și da, foarte, foarte frumos acest duo. Apoi, un alt produs pe care nu puteam să nu vi-l recomand și să nu vi-l laud încă o dată, o să-l laud de câte ori am ocazie, este Laneige Lip Sleeping Mask Gummy Bear. Arată cam așa
și este, Doamne, deci este fenomenal acest produs. Deci mirosul, deci n-are rost să vă spun cât de bine miroase. Este un produs foarte, foarte bun, foarte mult. Personal mi se pare că are o cantitate mult prea mare pentru cât de mult folosesc eu. Adică poți să folosești extrem de puțin și să-și facă treaba, sau poți să aplici în abundență cum am început eu să fac și la fel, să-și facă treaba. Are 20 de grame. Mi se pare că e prea mult, având în vedere că spune aici are doar 12 luni de valabilitate. Eu o am din octombrie și uitați cât am putut să consum în condiții în care m-am și dat foarte mult, mai ales în perioada în care eram la pat după operație, dar și m-am dat pe buze să se înțeleagă, nu pe operație, așa, dar nu știu, e mult. Poate că mi-ar fi plăcut să fac genul ăsta de produs într-o variantă mai mică. Bine, la Nej au și varianta mai mică, pentru că eu am și varianta de pe roz. Asta să vedem unde o am. Gata, am găsit-o. Deci au și varianta asta mai mică, care în continuare mi se pare mare. Asta este de 8 grame și, da, pe asta n-am folosit-o încă, deci vă dați seama că am la produs să-mi pun și în cap, dar ideea este că dacă vreți un produs de buze foarte bun, vi-l recomand. Nu știu sincer cât costă, pentru că fiind la Nej, fiind un produs care se găsește la Sephora, mă gândesc eu că este un pic mai scumpicel, poate 100 și ceva de lei, habar n-am, dar dacă găsiți vreo reducere la el sau vreun kit în care să vină el și încă un produs, atunci vă super recomand, pentru că mie mi-a salvat buzele. Și trecem de la produsele astea de îngrijire la ceva de îmbrăcat și am aici să vă arăt o geacă. Este, stați așa, această geacă. Voi s-ar putea să o vedeți mai roz pe cameră decât este. Este un mauve lila. Este exact aceeași nuanță ca la carcasa telefonului. Vine cu glugă, este din fâș. Eu personal am o chestie cu fâșul. Când eram mică nu suportam acest material, mi se părea oribil, mi se părea că mă face să arăt ca un gogoșar, așa, și nu, deci eu cu fâș era ceva. Și știu că aveam niște pantaloni în fâș oribili, de care m-am bucurat că am scăpat într-un final, dar să știți că a început să mă placă și să mai renunț la ideea mea că fâșul este nașpa. Îmi place foarte mult geaca asta. Este foarte foarte faină. Îmi place faptul că vine cu glugă. Este de la Bershka. O am de câțiva ani. Nu mai știu ce mărime am eu. Am mărimea M. Ok. Dar este ușoară. Am purtat-o, de exemplu, ieri. Și vreau să vă zic că ploua afară, am mers așa prin ploaie fără umbrelă că n-aveam, am fost la dentist și chiar nu mi-a fost frig cu ea sau să mă ud, nu, deci este super și vă recomand. Și ultimul produs este tot un produs vestimentar și vreau să vorbesc despre un plover pe care efectiv îl ador. Este acesta cu floricele, mauve. Este un plover pe care eu l-am primit de la draga mea Alex, pe care o pup. Știu că se uită, este de la H&M. Eu am mărimea S și îmi place foarte mult. Pe lângă material, culorile sunt superbe. Are mânecile astea mari. Nu prea obișnuiesc să cumpăr de la H&M și m-a impresionat faptul că Alex a reușit să cumpere un articol vestimentar care să-mi și vină, pentru că am o problemă cu mărimile de la H&M. Mi se par
enorme. Nu știu, e cel puțin la noi în oraș. Eu nu găsesc chestii de la H&M care să îmi vină mărimea S. Mi se par toate cu mâinicile super mega largi, foarte micuțe, lumina așa pe bursă, să zic, și nu știu, largi, multe dintre ele. S-ul la multe dintre produsele de la H&M mi se pare enorm. În schimb, ăsta arată foarte bine, este destul de scurtuț. Dar nu deranjant, vine puțin și pe gât, dar la fel, nu e genul de produs din acela pe gât care să te strângă, știți că eu nu prea suport lucrurile pe gât. Și îmi place la nebunie combinația de culori și cum vine cu alb, mi se pare un pullover perfect pentru începutul ăsta de primăvară când încă este frig, adică la momentul actual sunt 4 grade, în caz că vreți să știți starea vremii. Sunt 4 grade, așa că pullover-ul ăsta merge perfect. Și gata, acestea au fost cele 15 move despre care am vrut să vorbesc. Evident că mai există altele, pentru că este un puț nesecat de mov în casa noastră, doar că pentru că am început seria asta vorbind despre 15 mov, m-am gândit să nu stric chestiile și cu siguranță o să repet manevra la un alt clip. Știu că vreți să vedeți clipuri mai lungi de la mine și promit să fac și clipuri mai lungi, dar să am și subiecte, așa că dacă aveți idei de clipuri și vreți să vedeți ceva de la mine, ceva, cum să zic eu, la modul, nu vreau să văd un clip din seara de suflet. Ok, un clip din seara de suflet, dar despre ce vrei să vorbesc? Ce subiect vrei să abordez? Pentru că am rămas un pic în pană de idei și vreau să vă spun că momentul în care mi-a venit ideea pentru acest clip a fost un moment de aleluia, pentru că efectiv am rămas în pană și e un pic greu în momentul de față, dar mă redresez, am un clip pe care îl filmez și mai am câteva chestii în mânecă, doar că sunt clipuri la care muncesc pe mai multe zile și din cauza asta nu mai durează până când o să apară, dar o să apară și o să aveți și clipuri mai lungi, dar trebuie să am eu un subiect despre care să mă simt confortabil să vorbesc și care să mi se potrivească și atunci, da, vom avea și astfel de clipuri. Ok, cam atât pentru azi. Dacă v-a plăcut clipul, așteptați un mai mare like, un comentariu, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru că este foarte important să fiți notificați atunci când postez. Iar pentru a vă clipul, să ați superbă, am pat, pa!